Salut, camarazi! Astăzi vreau să vorbesc despre un lucru care consider eu că e grav și tipic în zilele noastre pentru sărmana noastră țărișoară care a ajuns pe mâna licelelor, canaliilor, trădătorilor de neam și țară, handicapaților mental, idioților funcționali și tot felul de scursuri. Știți și voi de scandalul de acum câteva zile cu firma Nordis, care e firmă de țepari, dar acoperită politic, pentru că acționarul e bărbatul fostei șefă din Parlament acolo, Laura Vicol, care purta ceas de 180.000 de euro la mână și mergea cu un Bentley al firmei Nordis, cumpărate cu banii unora care trag să moară în spitale, se chinuiesc bolnav de leucemie. Deci asta e o formă de barbarie modernă, de bestialitate modernă. Doamna Vicol e și prezentă pe TikTok și pe alte rețele sociale, mare vedetă, nu știu ce, probabil că i s-a urcat la cap. Ce mă frapează pe mine e faptul că toți oamenii ăștia dau lipsă de o nesimțire groaznică, dau lipsă de empatie totală, deci nu mai au milă cu nimeni. Dacă ei trăiesc bine, își fac de cap, își cumpără bijuterii de milioane de euro, mașini de milioane de euro, nu-i mai interesează că banii aia sunt luați de la gura oamenilor amărâți sau de la economiile de viață ale cuiva sau de la cineva care se chinuiește până să-ți bate între viață și moarte până spitale. Deci nu mai e mila aia românească tradițională, am trecut la polul opus, pentru că noi nu mai trăim pe sistemul strămoșilor, noi trăim pe sistemul importat și care străim poporului român, sistemul importat de la văcari, de la american, care nu se potrivește cu sistemul nostru tradițional românesc. Uite, vreau să vă zic așa despre câteva persoane care sunt băgate în scandalul ăsta Nordis și care au făcut reclamă intensă pentru ei, cu o nesimțire crasă, cu o lipsă de onestitate iarăși crasă și cu o totală lipsă de bun simț și educație. Știți pe Shelly, celebru vlogger Andrei Șelaru, pe numele lui din buletin. Băi, stau și mă întreb dacă copilul ăsta e un escroc, e un nesimțit, un țepar sau e pur și simplu o bestie cu figură umană. Băi, la 23 de ani câți are, mi se pare că acest copil e groaznic de putred. N-are milă, n-are nimica, el știe că el a distrus 3,6 milioane de copii români cu tâmpeniile lui, dar n-are nicio remușcare, știi, pentru el cașcavalul contează, știi, obsedat de bani, dracul domină deja. M-aș mira să nu-l vedem într-un an, doi în partide politice, așa. Individul ăsta cu banii luați de la Nordis, că le-a făcut reclamă și a cumpărat un Mercedes Maybach clasa S, prețul peste 250.000 de euro. Deci ăștia, banii ăștia care el le-a primit de la Nordis pentru că le-a făcut reclamă intensivă, sunt și banii care lipsesc celui bolnav de leucemie în spital pe străinătate, care se luptă cu moartea. Deci concluzia o trageți voi, nu? Firma lui Shelly are datorii de milioane, dar plătește în leasing pentru un Mercedes și un Porsche. Deci asta mi se pare un pic bizar. V-am zis, el a promovat intens proiectul ăsta Nordis, deci e
e complice, ca să zic așa. Firma lui Shell în 2023 a declarat venituri de peste 3 milioane de lei și cheltuieli de 2 milioane 900 de mii de lei. Deci mare lucru n-a câștigat. Deci firma lui e cam pe topogan. După plata taxelor i-au mai rămas un profit net de 23 de mii, aproape 24 de mii de lei, deci vreo 4.500 de euro, deci aproape nimica la nivelul de viață pe care îl duce el, dar el e drept că el câștigă de pe canalul lui de YouTube unde prostește copiii nevinovați ai României cam vreo 330 de mii de euro pe an, plus că el face reclamă la oricine, la orice escroc, la orice criminal, la orice borfaș, el face reclamă. Problema firmei sale nu e profitul, cât suma datoriilor, peste 2, aproape 3 milioane de lei datorii, știi? Deci asta e ciudat. În afară de Shelly s-au găsit alți calici sau naivi sau de rea credință, cum e președinta Federației Române de Natație, Camelia Potec, fosta campioană, care și ea a făcut reclamă intensă pentru Nordis, nu? Acum s-a aflat un pic în cacao, doamna președintă, pentru că, după părerea mea, a fost cam proastă. Nu poți să faci reclamă la ceva dacă nu te interesezi cine sunt ăia și ce fac, nu? Că uite, o iei în freză, nu? Așa. La fel ca și Burleanu de la Federația Română de Fotbal, care a promovat și a purtat pe tricourile arbitrilor români numele de Nord, știți? Ăsta e altă lichia, dar să știe că Burleanu e lichia securistă. Unele vedete au fost țepuite, altele au făcut reclamă intensă pentru ei, contra cost, să înțelege, tot din banii lău amărâtul ăla care se luptă cu moartea și leucemia pe spital. Deci artiștii români n-au niciun pic de milă, n-au niciun pic de caracter, exact cum au fost pe generația mea, pe vremea lui Ceaușescu. Așa sunt și artiștii de azi, lipsiți de milă, calici, merg în patru labe, cântă oriunde, joacă oriunde, fac orice, sprijină orice pentru bani. Nu interesează că banii aia sunt furați de la gura sărmanilor sau de la bonlavii care se luptă cu moartea pe spital. Nu, asta nu interesează pe artiștii români. Artiști români de renume, prezentatoare TV, sportivi, influencer, toți au promovat proiectele Nordis. Între alții, dintre cei care și-au luat țeapă, se numără și doi fotbaliști, adică până acum, poate să mai mult. Florin Gardoș, care a jucat la Națională și la Steaua, și Cristian Bărbuț. Se pare că președinta Federației de Natație, Camelia Potec, a și investit acolo, deci a fost țepuită, dar nu vorbește pentru că perversii le-au băgat o clauză în contract că cine dă informații despre firma Nordis are de plătit 20.000 de euro. Știți, așa au fost de proști, așa au semnat oamenii. Mai sunt și alți influenceri care zic eu că sunt leșinați după bani, scurți în bandă duși cu pluta și de o prostie rară. Ăștia în loc să sunt două femei, Alina Ceușan de la Cluj și Ana Țepuș, vlogăriță și asta, fostă fotomodelă. Bă, frate, eu zic așa că dacă ești prost, stai la gratis, să știi, înțelegeți? Alina Ceușan acum așa nu mai răspunde la comentarii, nici Ana Țepuș l-au dezactivat, știi? La fel și Seli, știi? Băi, indivizii ăștia nu numai că sunt proști și calici, sunt și lacom, băi, lacom.
Sunt proști, calici și lacom, știți? Deci și lipsiți de caracter. La inaugurarea ansamblului rezidențial de pe litoral, singurul care a fost inaugurat, au participat, bineînțeles, și două vedete, una a lumii mondene, Andreea Raicu, Beizadea, care pe vremea comunismului, când noi nu puteam să trecem Dunărea, pe ea o lua măsa, care era stewardesă, și o plimba în Thailanda cu avionul. Și bineînțeles că Andreea Măruță, la asta nu ne mai mirăm, la Andra Măruță, pentru că bărbatul e lipsit de caracter și un lingău notoriu care lucrează pe la televiziune alogene ca o canalie și ea cântă oriunde și în patru labe, numai să iasă banul. Amândoi sunt și Andra Măruță și bărbatul, sunt obsedați de mamon, de cașcaval, știți? Ba, s-au mai găsit și o afaceristă, Cristina Bătlan, care a fost până emisiunea în Imperiul Leilor de la ProTV, deci tot televiziune de alogen, și asta a promovat intens, ori în prostie, ori plătită, mă rog, așa. Momentan s-a deschis un dosar în REM. Păi de ce să se deschidă în REM? Adică dosar cu autor necunoscut. Păi de ce să fie dosar cu autor necunoscut în REM când se știe că Ciorbă, bărbatul deputatei Alina Vicol, e unul de acționare, are 46% și mai e un coleg de-a lui. Deci se știe că cine sunt vinovații, de ce în REM? Pentru că se mușamalizează politic, sunt presiuni politice pentru că vin alegerile și ciuma roșie le-ar dăuna complet la alegeri, scandalul ăsta în sânul lor, știți? Deci în vremea în care orice host de butelii și de rațe merge la pușcărie imediat, ăștia plimbă dosarele, sunt plângeri penale contra Nordisului, dar ei au intrat deja în insolvență, au păpat banii, i-au plimbat, i-au ascuns în Panama, deci acum prinde orbul, scoate-i ochii, nu? Procesele astea durează an de zile să uită, an de zile să mușamalizează, corupția e mare la noi, deci trăiască escrocii, suntem în țara escrocilor. Hai, vă aștept la comentarii, vă pup cu drag și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!